ședință participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15. Domnul consilier Ghineț Ioan a fost mai devreme, a luat cunoștință de materialele de la ședință și întârzie. Întârzie câteva minute, are o problemă probabil cu mașina. Da, lucrează la drum. Lucrează la drum. Dar o să ajungă până la sfârșitul ședinței de consiliu. Conform înțelegerii anterioare, domnul consilier Coacă Vasile Gabe ar trebui să conducă această ședință. Cine este pentru, vă rog frumos? Votează doar domnul consilier Gurmie în această ședință de luare. Da? Deci cu 14 voturi pentru domnul președinte a fost... Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Și dăm cuvântul ordinii de zi a acestei ședințe. Dar dacă aveți ceva de comentat pentru procesul pe de la ședința anterioară. Domnul Mocoi spunea că are ceva. Da. Domnul Lungule, are. Aș vrea domnul secretar să adăugați sau să consemnați în procesul verbal al ședinței din 21 decembrie că eu nu susțin ca din fond, ca din bugetul primăriei să se plătească taxele celor care nu vor să-și plătească taxa pe gunoi. Sunt mai multe dispus, dar pentru timp ca să nu... Atât. Nu, nu susțin. 2017 nu susțin. Mulțumesc. A fost, poate s-o emis vorba sau nu s-o înțeles cum am spus-o, am spus că nu sunt de acord să ducă banii pentru noi, că s-a întâmplat în altă parte, este altă idee. Să ducă orice, ducă la biserică, să la alte părți, nu mă acord, să înțeleg. Adică să nu se plătească taxele celor care nu își plătesc taxele. Nu, acolo, dar la asta vreau să spun, vine lângă mine aici, ca să rog, nu, materialul sau apara la știință următoare, că nu, convine. Ce să fie? Nu, mă zis așa, nu susține ca din bugetul primăriei să se plătească taxele pe gunoi, da? Pentru gunoi. Pentru gunoi, pentru cei care nu își plătesc. Pentru cei care nu își plătesc. Nu, așa a spus domnul lui. Da. Și la fel a spus. La fel vine și... Așa. Să nu se plătească din bugetul primăriei. Nu este de acord să se... Plătească de bani cu mine, dar nu am zis. Da, s-ați de gume, că nu știu. Plătitul ăsta. Nu rămas. Dar nu ne-a ce regulă. Nu este de acord să se plătească de bani primăriei. Da, primăriei. Pentru cei... Care nu-și plătesc taxa de gunoi. Pentru cei care nu-și plătesc taxa de gunoi. Asta e foarte simplu și la subiect. Asta am vrut să fie aici. Da. Da, se va rectifica în orice fel de bani. Aceeași problemă, domnul secretar, aceeași problemă și la mine. Ați spus sau da, completăm procesul verbal sau... Completăm în continuare la procesul verbal. Ați avut... Domnule, au fost deja niște declarații ce a spus. Da, dar eu nu pot să susțin persoanele care nu plătesc taxele, impozitele. Da, da, bun, să le scriem asta, le completăm. Pentru că eu nu pot să susțin dacă eu plătesc, dacă persoana respectivă nu plătesc. Da, da, da. Da, da. Pentru că atunci n-am știut despre ce e vorba. Mi-a ajuns plicul târziu de ședințe, nu am fost președinte, nu știu. La ce da, nu sunt de acord, oricum nu sunt de acord. Ca să notați că nu sunt de acord și o să rectifică la procesul verbal, domnul secretar. Pentru că eu nu pot să plătesc. Eu plătesc, dar nu pot să plătesc și pentru ăla care nu plătește. Eu stă în vrâșcu și bea și eu stau să le plătesc lor gunoiul și îi plătesc. Cine este de acord?
cu modificările care le-a cerut domnul Lungu și... care vor apare în procesul pentru anul ședinței anterioare. Este cineva împotrivă? Supunem la vot procesul verbal în ședinței anterioare, cu modificările care vor apare în procesul verbal pentru cel următor. Cine este pentru? Domnul... Trecem la ordinea de zi. Înainte să trecem la ordinea de zi, aș dori să mai punem un punct pe ordinea de zi, un punct de diverse, dar rămâne la atitudinea noastră dacă îl discutăm înaintea ordinii de zi sau la sfârșit. Discutăm înainte, nu vă așteptăm. Da, poate să-l propui. Îl propun. Cine este pentru înainte sau cine este pentru? Nu, 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 nu sunt întâi. Pe ordinea de zi. Așa. Apropo pe ordinea de zi. Da. Și apoi stabilește. Cine este pentru acest punct de diverse? Fiind un punct ușor, îl aprobăm, sigur. Da, că... da, mă gândesc că vedem că în sală sunt și cetățeni și sunt și preoți. Poate sunt niște probleme care, ca să nu stea, că noi mai avem niște bălării. Ar fi mai indicat la început decât la sfârșit. Nu, dacă... E bine așa la început. Da, e bine că nu poate. Dumneavoastră aveți treburi dumneavoastră, noi ne învățăm. Noi avem doleanțele noastre și atunci. Supunem la cele 10 puncte pe ordinea de zi. Supunem la vot cele 10 proiecte de ordinea de zi, care sunt ordinea de zi de astăzi. Cine este cineva împotrivit? Este cineva împotrivit? Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor consilieri, prea sfințiți preoți, domnilor consilieri ai bisericii, cetățenii ai comunei Livez și onorată asistență. Aș începe, pentru că este prima ședință din anul 2017, prin a adresa tuturor un călduros la mulți ani și să dea Dumnezeu să avem un an liniștit, un an bun, în care să putem să ducem la deplinire tot ceea ce ne-am propus sau am promis atunci când cetățenii ne-au încredințat votul. Fiind prima lună din an, e o lună în care ne organizăm, e o lună în care se trage linie, se face bilanțul anului ce s-a încheiat și ne pregătim, așa cum am spus, pentru ceea ce urmează. Pentru continuarea unor proiecte care le-am început în anii din urmă, pentru demararea altor proiecte noi, cu gânduri bune și gânduri constructive pentru comunitatea din care facem parte. Anul 2017 a debutat cu o iarnă destul de grea, dar peste care zic eu că până la momentul de față am trecut cu bine, am făcut tot ceea ce ne stăteam putință să facem, am intervenit atât cât s-a putut acolo, unde s-a putut și zic eu că am făcut-o cât de repede am putut, pentru a debloca toate drumurile și toate ulițele comunei Livez. Continuăm cu aceste, lucrări, cu utilajele din dotare, cu utilaje închiriate. Sperăm că până la finalul acestei ierni să facem față și să intervenim cu promptitudine acolo unde este nevoie de noi. Ca activități, deosebite nu au fost în luna ianuarie, decât cele normale, din punct de vedere administrativ, așa cum vă spuneam, de organizare, de închidere de an, întâlniri în cadrul asociațiilor din care facem parte, la ADIS, la ADIP, la grupul de acțiune locală din care facem parte, unde s-a pus piatra de temelie acestui grup de acțiune locală, care în momentul de față are
este organizat, are manager de gal, are angajați experți tehnici, animatori și așteptăm cu nerăbdare să înceapă sesiunea de depunere a proiectelor, care cred că va urma cât de repede în lunile următoare. În momentul de față, așa cum vă spuneam, galul s-a așezat pe picioarele lui. Va exista posibilitatea ca persoane fizice și juridice din Comuna Livezi să poată depune proiecte pe fonduri europene. Cei care au accesat fondurile europene știu ce înseamnă un grup de acțiune locală. Am pierdut startul, nu am fost în grupul de acțiune locală, cel din Valea Protoșului, care a fost înființat în 2017, dar într-un final, pentru sesiunea 2014-2020, ne-am asociat și noi și am format un gal alături de Comuna Berzunț, Nicolae Bălcescu, Cleja, Faraoani, Letea Veche și Buhoci. Buhoci, da? Da. Așa. Iată că și pe partea asocierii într-un grup de acțiune locală în ceea ce privește atragerea de fonduri europene pentru a veni în sprijinul comunității, am reușit să o facem. Deci asta este o acțiune foarte importantă care a fost demarată în luna ianuarie. Așa cum vă spuneam, alte acțiuni de o importanță majoră nu s-au desfășurat decât cele normale, activități punctuale în ceea ce privește dezăpezirea, atât la instituții, la primărie, în târgul săptămânal desfășurate cu cei de la 416, sub directa îndrumare a domnului viceprimar și a persoanei responsabile din cadrul de protecție mediu. Am monitorizat, am avut niște probleme și la alimentarea cu apă din, aș putea să-i spunem, anumite cetățeni, neglijența unor cetățeni care nu și-au izolat căminele și am avut intervenții chiar și în zilele de sărbătoare, putea spune. Când alții sărbătoreau, echipele de intervenție erau la lucru, stând în apă și rezolvând aceste probleme, care au fost finalizate. Sperăm noi să nu apară altele atunci când se va începe să dezghețe, cu siguranță se va dezgheța și căminile cetățenilor și iar vor apărea probleme. Suntem bucuroși că funcționează instalațiile de apă, funcționează pompele, deci am reușit în perioada asta, chiar dacă a fost o perioadă destul de geloasă, alimentarea cu apă să funcționeze. Da, cam asta. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, vă pot răspunde. Dacă nu, o să trecem la diverse, pentru că, așa cum spuneam, și avem aici și cetățenii comune și prea ucenicii părinți. Să trecem direct la discuții la diverse și să discutăm problemele. După aceea, trecând la problemele de pe ordinea de zi, care... O completare scurtă. Este foarte bine pentru că avem asistență ca să subliniez faptul că lucrările cele grele care le facem în comună cu primăria, le facem cu utilajele personal la primărie. Este un lucru foarte bun că dacă ați plăti acele lucrări ar fi enorm de mult. Deci trebuie subliniat acest lucru. Da. Bun. Mai trebuie să apelăm și la alte utilaje. Nu. Descurcăm o situație de urgență, nu mai coordonate, dar oricum este un pas înainte pentru noi că avem... Atunci când îți arde măseaua, să ai cu ce interveni. Da, mulțumim. Da, haideți să trecem la... Haideți să dăm cuvântul părintelui, dacă, pentru că vedem alături de noi aici, să reascultăm doreațele. Noi cam știm despre ce este vorba. Dar, probabil părintele s-a gândit că astăzi vom discuta problema bugetului. Dar nu îl discutăm așa cu una cu două. Întâi el trebuie aprobat la nivel de național și după aceea să vedem prin strecurătoarea care picură, așa că pe un pic cât cineva reveni și nouă, ca să putem să rezolvăm problemele. Suntem conștienți de problemele care le are fiecare instituție în parte, fie ea biserică, fie ea școală, primărie și așa mai departe. Pentru a funcționa în condiții normale, toți avem nevoie de bani. Da. Domnule președinte, domnule primar,
domnule secretar, domnule consilier și reprezentantul părinte, comandant asistență. Am venit la începutul acestui an cu o doleanță în legătură cu biserica din centrul comunei, din satul Irez, pentru că fondurile din parohie sunt insuficiente pentru a continua biserica, construcția bisericii. Și așa cum știți și dinainte, am venit și cu Părintele Protopop, Ioan Bărdăuanu, și am expus problema la sfârșitul anului 2016. Avem nevoie de susținere financiară pentru că am ajuns la centură, dar nu am pus centura. Și din cauza înghețului și a intemperiilor, biserica se poate degrada dacă nu o continuăm într-un mod cursiv. Să fie pus acoperișul până la sfârșitul anului 2017. Să nu ne mai prindă încă o iarnă cu descoperiți. Și de aceea am făcut și o cerere pe care o voi da pentru alocarea de fonduri din fondurile care sunt și de unde se poate, pentru, de unde sau sunt pentru culte, ca să facem și ceea ce sarcinile care mi-au fost trasate de mai marii noștri, de preasfințitul Ioachim Băcăuanul, care a fost pe teren și a văzut că lucrurile au stagnat în 2016 și este foarte nemulțumit. Și atunci, ca să noi facem, ne-am făcut și facem tot ceea ce se poate ca să ne mulțumim mai marii noștri, dar să mulțumim și pe credincioșii din parohia Livez, care atât pot ei, dar se așteaptă ca din altă parte să fie mai mult. De la Consiliul Local, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, așa cum am primit în 2015, și s-a făcut. S-a văzut de unde s-a pornit și cât s-a făcut. De aceea vă rugăm frumos să ne prindeți în bugetul pe 2017 ca să putem pune acoperișul. Dacă nu punem și anul ăsta acoperișul, construcția se degradează și păcat de investiția care s-a făcut până acum, cu eforturi, cu sacrificii. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc părinte lui Ioan pentru cuvântul pe care l-a avut. La sfârșitul anului 2016, împreună cu părintele Ionadan, cu părintele Burcaru, cu domnul viceprimar și cu prefericitul părinte Protopop, da? Domnul Bărgăuanu, am făcut o vizită de lucru, ca să-i spunem așa, la construcția începută în comuna Livez. În urma acestei discuții care a continuat după aceea și la sediul primăriei, mi-aduc bine aminte, acolo mai erau și niște cetățeni care lucrau, care fac parte, mă gândesc, din Consiliu, nu? Era domnul Milan. Am discutat la fața locului acolo, se venise cu o propunere, nu știu dacă ea a mai mers până la capăt, rău că căzuse în sarcina părintelui și părintele Costică își luase cumva un angajament că va discuta cu proiectantul, mergându-se cumva la modificarea, adică la să se găsească o soluție cumva de compromis în ceea ce privește reducerea cheltuielilor. Pentru că biserica este la un nivel la care cheltuielile făcute până acum, continuarea bisericii, cred că ar fi o dată și încă pe atât, până la finalizarea proiectului inițial, dacă mă gândesc cu mine, că așa au fost discuții. Acum, probabil, și dumneavoastră ați continuat discuțiile și în Consiliul Parohial, să găsiți cumva o... că nu poate nici părintele lua decizia de unul singur pentru modificarea acoperișului. Adică se
presupunea renunțarea la o anumită fază a construcției de la nivelul de acum în sus, să se renunțe și să pună cumva, să facă un alt, să facă o modificare la acoperiș. Cu siguranță vor fi necesare și modificări ale proiectului, cheltuieli din nou cu proiectarea, că înțeles că părintele a discutat deja cu proiectantul și i-a mai cerut niște bani pentru modificarea proiectului. E normal să omul își asumă niște responsabilități, sunt niște modificări. De atunci noi am, din discuția pe care am avut-o și așa cum am avut discuții de la început și m-aș bucura dacă părintele și cred că o poate face, o poate spune că și noi, primăria sau Consiliul Local, de la începerea acestei lucrări destul de importante pentru comunitate, am fost în măsura în care am putut alături de biserică. Adică an de an am contribuit cu o anumită sumă de bani, poate nu cu bani cash, dar întotdeauna cu materiale, da. Lucru pe care ne-l propunem an de an. Numai că ne întâmpinăm anumite probleme și Consiliul Local cunoaște problema, toate, dar dacă stau bine și mă gândesc, toate bisericile din Comuna Livez, în momentul de față, au declanșate lucrări. Care au pictură, care au... Și Prăjoaia are biserică nouă. La în construcție. E scoasă din pământ mai... mai... Are sponsor. Nu ne oprește nici la Livez să avem sponsor. Acum, na. Știți dumneavoastră. Iertați-mă că am intervenit. Am trebuit să fac această prezentare. Da, e o mare diferență de biserica de la Proiana și cea de la Livez. Proiana își face casă praznicală, are nevoie de sprijin. Așa. Scăriga își face pictură mai nouă. Nu pot să merg la o biserică să nu-mi spună preotul că să vă gândiți și la noi. Chiar duminică am fost la biserica din satul meu natal și am avut un paradis tatălui meu. Întrebarea părintelui, cum ne ajutați și în ce măsură puteți să ne ajutați? Adică nu, eu de unul singur nu pot să spun și nu pot să promit nimic. Aici este la fel cum și noi aveți Consiliul Parohial și aveți oameni care decid și la noi avem un Consiliu Local. Și noi avem prioritățile noastre. V-am spus, avem școli, avem drumuri, avem calamități, am avut o grămadă anul trecut, avem o grămadă de probleme. În măsura în care putem să le acoperim pe toate, eu nu sunt împotrivă să nu dăm bani cultelor, așa cum am fost în fiecare an. Cât s-a putut? 100 de milioane, 120, 50. Cum am avut, în funcție de cum am avut bugetul, am fost alături. Și cu siguranță și la definitivarea acestui buget din anul acesta, vom prinde o sumă. Nu putem să garantăm și să ne luăm angajamentul că biserica va fi finalizată sau, eu știu, vom putea acoperi toată suma pentru acoperiș anul acesta. Eu, cum am mai spus, și dacă domnii consilieri au o altă părere, sau dacă dânsii doresc, bugetul și banii nu sunt ai primarului. Primarul vine cu o propunere, Consiliul Local datoria lui să aprobe sau să propună altceva, sau să aprobe. Iar hotărârea pe care o ia Consiliul Local, primarul trebuie să pună în aplicare. Dar v-am spus, trebuie să avem făină să facem mămăligă. Că dacă nu o avem, nu putem face numai cu apă și cu sare. În măsura în care se va putea, noi vom fi alături. Și chiar aș ruga o parte, sau eu știu cine dorește din Consiliul Local, sau domnul viceprimar, să completeze sau să-și spună punctul de vedere, sau să se gândească cum ar fi mai bine și cum ar trebui să facem. Eu v-am spus, totuși trebuie responsabilitatea și comunitatea, pentru că biserica nu este a primăriei, biserica este a comunității și un sat de oameni gospodari trebuie să facă un lucru gospodăresc. Nu putem să am încercat, dacă vor fi, nu știu, prin GAL, prin următoarele fonduri europene. Facem apel la guvernanți. Să vedem. Au fost și acolo, știți că atâtea și atâtea discuții. Unii au dat, au venit alții și au spus că de ce dă. Adică, sau când s-a dat, s-a speculat că s-a făcut, nu știu ce, preferențial și așa mai departe. Chiar nu știu cine a postat la un moment dat, am văzut și zilele trecute pe internet, pe Facebook. Și mă bucuram la un moment dat, am crezut că iar s-o dat bani pentru biserica de la Livez. Părintele Costic, într-un interviu,
Da, dar cred că era mai vechi. Vechi. M-am bucurat dacă am văzut butii sau se întâmplă lucruri. E, din păcate, nu. Da. Da. Asta este opinia mea, eu susțin cât pot. Sunt de acord să facem această construcție. Mi-am luat angajamentul încă de la punerea pietrei de temelie, când am fost era la începutul mandatului din 2008, în care și o mare parte din dumneavoastră erau consilieri locali, când am fost și am pus piatra de temelie acolo. De atunci am spus că va fi o lucrare foarte grea, lucru pe care l-a acceptat și preasfințitul. Din păcate, asta este. Dumneavoastră vă faceți datoria, ar trebui să înțeleagă și superiorii dumneavoastră că nimic nu se poate face bătând din palme, doar cu presiune și doar cu că te schimb sau nu cred. Eu am mai avut discuții când spunea că schimbăm părintele de acolo, că o să vină cineva de la Bacău, da, dacă vine ăla cu... Știți că așa se schimbă primorul de pe tava de șac, el de aici, îl duce dincolo și pune pătra de aici. Din păcate, crede că s-o rezolva ceva, nu se rezolvă, dar asta se face. Din păcate, dumneavoastră spuneați că comunitatea din Livez nu are posibilități. Să nu credeți dumneavoastră că primăria are alte posibilități. De precum e comunitatea, așa suntem și noi, după Suman și Pietic. Cam așa suntem, nu? Primăria dă pe din afară și comunitatea este sărăcită. Nu cred că... Adică lucrurile astea sunt... Și din păcate, dacă aveam toate lucrurile puse la punct, în momentul de față, să fie avut străzile toate făcute, toate la punct, puteam să ne ocupăm doar de construirea bisericii. Din păcate, și dacă ne bazăm doar pe ceea ce încasăm de la cetățenii noștri, taxe și impozite, nu suntem o comună de subsistență. Deci nu ne discutăm. Noi încasăm de la comunitate 5 miliarde și la persoane cu handicap dăm 3 miliarde și ceva. Ferească Dumnezeu să ajungem în situația în care să spună cineva comuna să funcționeze doar pe taxe și impozitele locale. Că n-ar trebui aici, nu știu dacă ar mai fi primarul, poate un secretar care să mai dea adeverință și în rest trebuie să trimiți pe toată lumea acasă. Nu poți funcționa. Transport la profesor trebuie să plătim. Motorină la microbuze trebuie să pune. Adică sunt lucruri... Da. Domnul consilier, Costea, da. Da, cu referire la subiectul în discuție. Domnul primar, cum am spus și dumneavoastră, suntem o comună bogată care s-a determinat să facem tot felul de lucruri despre care ar fi nevoie în comunitatea noastră. Însă aș vrea să se remarcă un lucru, și anume că la capitolul culturii culte, noi de fiecare dată am delegat anumite sume de bani. Și aș vrea să ne exprim nemulțumirea pentru faptul că aflu de la preot sau din sat că s-au dat atâția bani la biserica respectivă, nu știu că la orice. Era normal și corect ca noi să fi știut primit și să fi discutat prioritățile, pentru că toate bisericile au probleme în comuna noastră. Pentru că avem prioritate, avem scăriga cu pitură, avem orice. Care ar fi prioritatea numărul 1 anul ăsta? Sau care din... Așa cred că ar fi... Fiecare prioritatea numărul 1 a fost biserica de la Livez. Dar, din nefericire, totuși vreau să-mi aprofundăresc afirmația și să spun că aceste lucruri se întâmplă de regulă atunci când apar probleme politice. Poate ar fi bine dacă s-ar întâmpla fiecare treaba asta. Dar, din nefericire, numai unii dintre noi știm și noi ceilalți din Consiliu nu prea avem habar de lucrurile astea. Îmi pare rău. Așa mi s-a întâmplat. Am aflat de la preot că am primit o sumă de bani. Era normal să știm noi în Consiliul Local câți bani se direcționează. Cred că se recrezește. Eu nu merg, am întâmplat mai de asta. Să ajute. Da. În fiecare an noi depunem un raport de activitate și pe care o să o depun și la întâlnirea bugetului pe anul 2000. Aș vrea... Așa. Și am spus de fiecare dată banii care au fost dat. Mi-aș dori, domnul primar, la... Când va veni vremea să votăm bugetul și dacă într-adevăr se repartizează, avem de unde să repartizăm sume de bani pentru culte, să prioritizăm cât uși de cât banii ăștia. Măcar acum. Da. Da. Domnul consilierul. Domnule primar, stimat asistent, în calitate de consilier de probleme de religie în comisia din 5 membri, susțin și precizez că prioritatea numărul 1 a comunii Livez este Biserica din Livez, care s-a început acum 8 ani și nu are acoperiș. Așa cum a remarcat preotul de față, plouă,
ninge, bate vântul, intemperiile încep să macine construcția pentru că nu are acoperiș. Plouă, ninge și mai departe. Eu nu vreau să vă spun că putem face minuni, dar unde este bunăvoință, se poate orice. Bunăvoință. Dacă am spus că este prioritatea numărul 1 biserica de la Orășa, biserica de la Livez, parochia Orășa, am spus-o lucrul adevărat. Consiliul Local Livez, potrivit legii 215, are datoria de a susține problemele cultelor religioase. Mai ales această construcție. Și e vorba și de ordonanța de urgență numărul 82 din 2001, publicată în monitorul oficial 601 din 26.9.2013 și republicată, scrie clar, alocarea sumelor prevăzute la articolul 4 pentru biserici și pentru construcții și nu știu ce așa mai departe, se realizează prin hotărârea consilierilor locale respectiv. Desigur, nu este ușor, nu este greu, dar pentru că este prioritatea numărul 1, o susțin cu tărie. Vă vorbesc acest lucru pentru faptul că acum 8 ani s-a început construcția. Și dacă mai face o paralelă, acum 3000 de ani s-a început construcția turnului Babel, nu s-a mai terminat. Nu vreau să se întâmple așa ceva cu construcția bisericii din Livez. Doamne ferește! Și cred că nimeni nu dorește acest lucru. Nu există dușman al acestui cult. Da. Deci problema este următoarea. Vă rog foarte frumos din partea comisiei care o conduc pentru probleme de sănătate, învățământ, cultură, protecție socială și altele, să, domnul primar, să-și aveți calitatea în calitate de ordonator de credit, ca pe bugetul pe 2017 să se prevede o sumă cât se poate de bunicică, dacă nu chiar foarte bună. Domnul primar, este o rugăminte din partea Consiliului Local și a Comisiei respective. Eu cred că am spus tot ce ar trebui să spunem, nu? Dar cred eu că dacă este atâta bunăvoință, la inaugurarea acestei biserici să mergem toți consilieri în mandatul care îl avem început să participăm la inaugurare. Nu e bine așa? Ne primiți, părinte, nu? Da. Mulțumesc tare mult, domnul președinte. Da. Aș vrea și eu să salut prezența fețelor bisericești în mijlocul nostru. Da, într-adevăr, cred că o prioritate din 2008 a fost biserica de la Livez. Știu bine ce spun. În calitate de consilier am susținut, în calitate de consilier parlamentar. Am avut proiecte pe toate bisericile din comuna Livez, s-au și luat bani, adică s-a accesat și s-au încasat sumele pe ea. Foarte frumos vorbește domnul consilier Lungu, e frumos așa să împachetăm cuvinte, să... dar vrește soluții, adică soluții concrete. Soluție de concrete. Buget, da, buget. Părerea mea ar fi ca să facem un front comun, atât biserica, cât și primăria, să avem discuții cu oamenii care ne reprezintă la nivel național, oamenii care noi, în perioada campaniei, mă referesc la campania de la alegerile parlamentare, să facem o echipă în care să ne deplasăm, dacă e nevoie, și la București, cu, nu știu, o să merg și eu, poate, sau domnul primar, părintele, Consiliul Parohial, să reprezentăm la oamenii care au plecat de aici și ne reprezintă la București, cu ceea ce putem noi face, că noi nu putem să facem nimic, sau cum spunea domnul consilier Lungu, nu putem face, nu suflăm așa, o să fie sume. Dar sumele, cred că sunt foarte mici care o să ajungă. Și sunt convins de asta. Nu avem. 100 de milioane acolo, 200... Zbune. Nu. Dar nu este o sumă care să putem acoperi ceea ce... Ei, dacă noi o să facem front comun,
Și o să merg, să insistăm la oamenii care au posibilități. La ministerie, la... Eu spun că o să reușim și nu anul ăsta, poate, sau la sfârșitul mandatului să putem să ne bucurăm de o biserică terminată și să facem inaugurare. Dar trebuie să fim uniți cu toții, trebuie să vorbim toți aceeași limbă și atunci vom reuși. Asta este părerea mea. Eu aș pune o întrebare, ca să totuși discutăm aici despre sume, dar nimeni n-a avut curajul să spună ce sumă mai este nevoie pentru a se termina lucrarea. Chiar vreau să spuneți, să spuneți ce sumă mai e nevoie pentru finalizarea lucrurilor. Poate lumea înțelege că noi chiar nu vrem să dăm. Păi asta e. Noi, așa cum spunea domnul viceprimar, sumele pe care le vom avea la dispoziție, eu sunt de acord că anul ăsta să nu mai dăm. Să oprim pictura la Bărăneasa, să oprim la Scărica și să continuăm, să ajungem să punem acoperișul. De câți bani ar fi nevoie anul acesta ca să punem acoperișul? Vă rog, chiar să noi avem banii parohiei care s-au strâns din 2016 până în prezent. Avem vreo 50.000 de lei. Deci atât s-a reușit. Așa. Dar în 2015 s-a luat 100.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru culte în 2015. Și s-a mai cheltuit de la, din banii parohiei încă vreo 60.000 de lei. Deci într-un an în care să ai spor, să spunem, trebuie 1.500.000.000. Deci, anul acesta, dacă avem acești 500 și cât mai strângem, dacă ar mai fi un ajutor din afară, cum să spun, de 100.000 de lei, 1.000.000, poftim? Unii acoperișuri? Da. Dacă mai am schimbat proiectul. S-a schimbat proiectul? S-a schimbat proiectul? Da. S-a modificat proiectul? M-am mai însemnat. Mai trebuie bani pentru schimbat. Părinte, deci în urma discuției care am avut în teren cu părintele Protopo, cu dumneavoastră, deci aveți ideea schimbării proiectului la acoperiș? Am luat legătura cu anumiți consilieri, nu cu toți, și cu credincioși. Și nu a fost bunăvoință. Deci, nu am fost de acord. Deci, în continuare, proiectul vii, nu? Nu am fost de acord. Deci, s-au pus... S-au opus. S-au făcut o poziție, da. Trebuie să mergem cu proiectul inițial. Și, în principiu, da. Deci, așa s-a stabilit. Plus că modificarea proiectului ar fi costat exagerat de mult. Corect. Și a costat. S-a cerut 10.000 de lei. Modificare de la centură în sus. Care puteam folosi la construcție. Ce trebuie? Bun, dar dumneavoastră considerați că aveți 60.000 și vă mai trebuie 1.000.000 să punem căciula anul ăsta? Ar fi o sumă extraordinară. Dar eu mă gândesc că cu această sumă nu știu dacă facem ceea ce trebuie făcut cu poala aia din beton sau cum trebuie cu fierul. Am găsit sumă. Nu mă pic să explic ceva. 1.500.000.000, să spunem, acoperiș, fără turnuri. Fără turn. Deci mă refer doar partea de deasupra cupolei bisericii. Să închidem biserica, să nu mai plouă pe zid, pe perimetru bisericii. Da. Restul după aceea, turnurile, așa, și asta e ceva ce pornește din exterior și e altceva, altă cheltuie. Adică s-ar face. Da. Da, eu am găsit soluția. Ar fi soluția. Domnul primar avea, sau dacă avea consiliul local, ar fi o soluție. Până la venirea bugetului, totuși am avea bani în fondul excedent, unde mi-a rămas iarul locul din 2016, undeva la 4 sau 5 miliarde. Deci 1 miliard n-ar fi așa de mult să dăm, dacă spun că ar trebui peste 100.000 de lei. Am putea să dăm timp. Domnul consilier, deci noi până când vine bugetul, nu putem folosi nici excedent. Am înțeles, dar găsim soluția. Să spunem, da, nu excedent, dar... Deci nu știu ce bani ne vin. Excedent. Deci bani care trebuie să folosiți pentru investiții. Pentru investiții, da. Exact. Vă rog să rețineți că biserica nu este investiția noastră. Nu știu, am găsit o modelată pe consiliul local. Biserica nu este investiție, noi nu avem registrat ca proiect de investiții în comuna Liberi. Da.
Nu știu dacă din excedent putem să... Putem să ducem din buget putem... care ne vin din buget și... Asta este altceva, despre asta discutăm. Am găsit loc. La constituirea bugetului. Noi folosim unde am avea investiția noastră, folosim bani din excedent. Din excedent? Iar ceea ce trebuie folosim din aia, Consiliul Local este de acord. Când împărțim bugetul local, să dăm la scurte pentru acela prioritate. Dar deci, știți când se face bugetul? Că bugetul, considerarea bugetului se face dintr-o formulă pe care o dă administrația financiară. Eu mă tem să nu cumva să ne întrezim cu... să ne ia în calcul, că stai, că voi aveți bani. Că doar banii aia nu i-a pierdut tot de la noi de acasă. Nu, tot din ce rămas. Tot de la ei, ca să înțelegem. Da, și să nu ne mai dea altii pentru investiții și să nu folosiți banii voștri, că aveți bani. Ei, atunci trebuie să discutăm. Da, nu mai trebuie. Dar știți, că atunci prindem la toate capitolul un pic mai puțin. Corect. Că nu e nicio problemă. Cu ce mă gândeam că ești bunul, că trebuie sumă, că mă gândesc, trebuie sumă. Deci reduci până la toate capitolul și o mineral se poate găsi. Dar noi mai primim moritat de buget, că acum am sumă pe care am, dar am primit sumă. Care putem să compensăm în partea aia. Trebuie foarte bine analizată situația. Deci, vrem modalitatea. O sumă de un miliard e foarte multă. Prin care s-ar putea da, s-ar. Să folosim banii în partea slavă. Nu, v-am spus că nu. Găsim deci, mă gândeam la o sumă mult mai mare, dar ca să putem acoperi măcar ce se poate acum, s-ar putea. Am putea să reducem la fiecare buget, din fiecare cod. Deci acum am vorbit vorbe, până când avem bugetul în față. Corect. Dar e foarte bine că am analizat-o acum, ca să nu mai facem altă discuție atunci. Corect, așa este. Da? Informația eu fac parte din Comisia Buget Finanțe, suntem 5 de acolo, eu sunt de acord să stăm o discuție în Buget Finanțe sau încă nu știu bani. Dacă reform ce încetem din ea. Ce vreau să fac eu o precizare? Să nu uitați dumneavoastră că, mă dezbrac puțin, să nu uitați că parohia Livezi este parohie de sine sătătoare. Nu mai este de alături de mea. În 2014, cu parohia Livezi este parohia Livezi, parohia Oșa este parohia Oșa. Dar Oșa are nevoie de ceva sau nu? Păi da, de asta, asta vreau să scot în evidență. Asta vreau să scot, de asta am vrut să fac această precizare. Nu este parohia Oșa Livezele. El e șef și eu sunt șef. Dar fiecare în dreptul lui. Fiecare în locul lui. El este pus preot paroh de Cătălar Preasfințitul și ne amestecăm treburile. Că pe urmă iese iar ce-a fost și acum anul. Părinte, reduce-mă. Cedează matale paralele de la Orșa în favoarea băietului. Dacă îmi permiteți o întrebare, ca să nu vă uitați. Da. Până acum, cetățenii de la Livez au contribuit cu ceva la parohia Orșa? Adică au contribuit și la niște lucrări. Da. Nu vi s-ar părea corect ca să se le păi da, asta am vrut să pregesc, că se fac eforturi și eu fac efortul ca parohia Orșa să contribuie pentru Biserica de Livez. Și s-a mai făcut, avem oameni, că eu am caiet, că eu plec cu caietul meu prin sat și din Orșa s-au dat sume, că s-au făcut, nu chiar extraordinare, dar eu am căutat ca să se dea bani și pentru Biserica de Livez, pentru că așa zbăi. Ei v-au ajutat pe voi la picturi, la străni, la nu știu ce, ia treceți voi acum și ajutați pe ei ca să-și facă și ei biserică și picturi și străni. Ce vreau să precizez de asta, am să-ți fac această remarcă, pentru că parohia Livezi e parohia Livezi, parohia Oșa și parohia Oșa. La mine, la Orășa. Ce vă spun? Știți dumneavoastră că am discutat problema. I-am discutat cu domnul primar în legătură cu o centrală termică proprie pentru biserică. Centrala care o am eu la biserică, care a făcut-o acum 10 ani, să spunem așa, i s-a mai hârbuit și mai departe. Este bună pentru casă. Casa parohială și biserica au aceeași centrală. Ar trebui nevoie de o centrală mică, nu mare, o centrală micuță, proprie pentru biserică, fie acolo în spatele bisericii, să se agațe de centrala aceea, că de aici, de la centrală și până la biserică, sunt aproape 70 de metri. Și se pierde pe lele subt, o grămadă de agent termic. Vine apa de 60 de grade, se duce la central, la biserică și se întoarce înapoi 20. Și mai trebuie încă 2-3 roabe de lemne ca să o fac chiar la 60 de ori înapoi. Și nu știu dacă în timpul unei liturghii se întoarce de 2 ori apa caldă în biserică la Orșa. Dacă se întoarce de 2 ori, în 4 ore. Nu știu dacă se întoarce de 2 ori. Și asta vă spun pentru mine. Ce vă spunea părinte? Așa. Nu, am vrut numai, am vrut să se eu vă spun că la întocmirea bugetului, cu siguranță, asta șoptea cu domnul viceprimar acum.
Să nu credeți dumneavoastră că ceea ce se întâmplă astăzi aici nu va avea un ecou deosebit. La următoarea ședință, toți preoții din comunalități vor fi aici. Cred că și pastorii de la celelalte religii și cu siguranță și cei catolici. Deci eu vă spun, discuția pe care noi am deschis-o aici, am deschis cutia Pandorei. Domnul viceprimar a aruncat un fost viceprimar, a aruncat un porumbel, un miliard. Nu o să ne ajungă nici 10 miliarde. Da? Spus că și pentru ce nu o să cedeze niciun preot lucrările pe care le are de făcut în sat. Știu, știu. Noi suntem Consiliul Local care reprezentăm toată comuna. Eu sunt primarul tuturor și reprezentăm și toate culturile. Da? Dar am spus ceva care ar trebui. Dacă un consilier de la Bădăneasă, îl văd că eu anticipez ce spun. Da? Da, dar să nu uit, auziți, haideți că vă spun ceva. La biserică, la Bădăneasă, se poate sluji, în nivel se poate. Da, se pune căciula la biserică la Bădăneasă, au contribuit și la centrală și la pictură. N-am venit la domnul primar ca să-i ceri tot timpul, niciodată. Am uneori am mai venit, dar n-am venit eu ca și reprezentant al bisericii, deci ca și reprezentant al părintelor, că trebuia să fie și el la ora asta aici. Și am spus, lăsați părinte, continuați, el merge la școală. Am venit aici că a depus o cerere, dumneavoastră, domnul primar știe. Noi nu vrem altceva, nu vrem bani. Încercăm de la de puținul care îl avem, de la cetățeni, să facem centra. L-am făcut lemne, ne-am ajutat, am făcut și noi cum am putut. Am mai și dispărut ieri, am mai și furat, așa se întâmplă. Dar noi vrem să facem tot, nu vrem să cerșim tot timpul, că cum cereți dumneavoastră de la părinți, de la primar, așa vrem și noi, avem nevoie, chiar avem nevoie. Noi suntem un sat foarte sărac, dacă știți foarte bine. Trebuie să nimeni bogat? Eu zic, na. Și am venit. N-a venit părinții. Am venit eu ca să ne acord din nou, să ne acord. Noi vrem să facem altceva. Vrem să facem o casă praznicală. Poate am găsit surții. De la cetățeni, poate eu știu că sunt mai generoși la noi. Trebuie să-i dea mărăs, dar mai dau ceva. Și vrem să facem o casă praznicală. Dacă domnul primar știe despre ce este vorba. Dacă tot am deschis discuția, domnul Lungu spunea că prioritatea nu putem să... Nu, domnul Lungu, domnul Lungu, mă ascultați, nu, prioritatea numărul 1 este toată comuna. Cum este mulțumită biserica de la Orășa, de la Livez, de la Scăriga, să fie și toate parchiți. Nu contează că e ortodox, că e catolic sau alte religii. Ori facem pentru toți, ori facem numai pentru unul. Toate sunt necesare, dar da. Prioritatea este să nu mai ploaie din coate. Dar acum eu vreau să cer, să-mi dea domnul primar un răspuns și mie, consilier, ca și consilier la Biserica din Bălăneasa. Sunteți de acord? Eu cred că sunteți de acord ca să continuăm să facem o casă praznicală. Nu, cu surse proprii. Deci avem cereri de prosă de la Bălăneasa. Avem cereri de prosă de la Poiana. Avem cererea părintelui de la Orșa pentru casă, pentru centrală. Da? Nu. Noi nu vrem să ne acordați dumneavoastră niște sume sau doar să ne cedați. Dar nu acord eu ca să nu mă înțelegeți. Da, am înțeles. Primarul acord. Știu, da. Noi acord. Banii nu sunt dai primarul. Din partea mea oprim orice investiții în comună. Deci nu vă mai spun. Noi investiți. Noi trebuie să schimbăm un acoperiș la școală la prăjură. Costă 600 de milioane. Noi facem. Noi nu ne trebuie. La Valerea Bati vântul școală. Ziceam că să schimbăm stolăria. La Bălăneasa trebuie grădiniță în fundul sat. Așa e. Nouă ne trebuie doar nitele cu acordul dumneavoastră ca să luăm bufetul, fostul bufet, care este în stare de degradabilă, da. Să-l continuăm noi, cetățenii, da. Și să vrem să facem o casă practicală cum... Acolo am discutat și sunt de acord. Știți? Da, da. Știți? Da, foarte bine. Așa este. Am povenit părintele, am discutat de aia. Acolo este o singură problemă. Trebuie un să... sfert din clădirea așa, noastră, ia acoperați. Așa. Noi trebuie să facem... Cu ei probabil vor să o vândă, vor să facă ceva. Trebuie găsit o soluție pentru partea lor. Noi le dăm, facem o soluție ca să-i dăm partea lor, să o ia de acolo, că nu stă pe terenul nostru. Dacă pe terenul primăriei. Dar pe terenul primăriei. Da. Să facem ceva, ca să continuăm construcția respectivă. Sau da. Să facem... Este foarte urât ca o construcție așa foarte degradată să stăm în fața unei parochii sau în fața unei lucruri. După ce o să o dăm, un an următor trebuie bani pentru renovare. 100%. Domnule, da. Nu trebuie să spunem oamenii. Nu. Trebuie totuși, domnul primar, că s-a deschis cu diacon Andorei. Să găsim o prioritate totuși. Nu se poate. Asta e ceva nouă. Dacă biserici au alte biserici, se poate sluși ca oameni să vină la biserică. Aici e problema. Și puteți dumneavoastră, cu Consiliul Local, să-i punem acoperișul, o să rămâneți în istoria satului. Este foarte important. Pentru mine. Toate bisericile au probleme, într-adevăr. Dar au acoperit și atât cât au acoperit și omul. Părinte, eu nu am zis că sunt, nu sunt de acord cu lumea. Deci, dar asta putem să discutăm. Dar aducem împreună. Da, toate bisericile omul au acoperit și omul. Atât. Dacă există o posibilitate. Atât vreau să spun, nu altceva. Nu cerem nimic mai mult. Toate bisericile comune au acoperit și nu pentru că e ficiorul.
Nu pentru că vișor eu. Că dacă aveți cuvântul meu de onoare, vă spun sincer, nu mă interesează ce face părintele de la Sândulen. Două minute, mă iertați, domn primar. Cum nu mă interesa ce face părintele la Sândulen. Uitați-vă, vă spun, vă dau eu cuvântul meu, sunt preot bătrân și mă cunoaște dumneavoastră de aici, a fost un copil al meu din 80. Ci nu mă interesează ce face părintele la Sândulen, așa m-ar interesa ce face părintele la Livieta, dacă n-ai picior, da. Sunteți părinți, nu? Așa. Iertați-mă, vă nu, dar vă rog, nu, dar eu vă rog frumos, iertați-mă, că vă spun treaba asta. Umblăm la, umblăm la inimă, la așa. E băiatul meu. Nu vreau să-l fac călda afară episcopul. Nu. Păi așa, așa ne, hai să luăm și asta. Așa ne mi-a amenințat. Că dacă până în toamnă nu se pune căciula la biserică, dispare unul din preoți. Medicul șantaj așa... Dom'le, ascultă, stați-o leacă, să vă spun ce. Dar de ce nu? Eu vă spun adevărul, hai să luăm și exact adevărul, dom'le. E vorba de pâinea noastră. Dacă dumneavoastră e șantaj, dar dacă dumneavoastră nu ne ajutați, unde să mergem? Da, așa este. Dacă sunt sub... Bă, părintele, dar nu are, n-are gluarpa mea. Eu îi trângăne și aiurea. Părintele, dar nu-i mea altfel, eu vă spun adevărul. Cred că primarul nu-i de acolo. Nu, stătoleacă, eu vă pun o problemă. Asta este. Dumneavoastră, fiecare aveți pâinea dumneavoastră. Ei, pe mine, dacă eu nu fac treaba asta... Nu, aici, haideți să mă dăm, totuși o dăm în altă... Nu, dar de ce să nu o rămă? Sunt consilieri locali care nu au servici. Nu au unde să duce a doua zi dimineața. Nu, stătoleacă, apropo de treaba din asta, că nu-i de nimeni afară, pe nimeni, așa, înțelegeți? N-are rost să intrăm mai în amărăt. Am discutat despre o instituție a comunității, nu discutăm despre locul din urmă. Vorbim de aici. Toți avem copii, toți avem treai mei, nu-i susține nimeni la copii. Sunt de acord cu acolo de bani, dar dacă sunt posibilitate, ei pot să conduce și posibilitate. Că e posibilitate și e bine. Fiecare are nevoie la fiecare biserică, dar noi nu avem căciulă deasupra. Asta. Tipul ăsta duci când ninge afară, fără sau când plouă. Puținul din satul nostru, cu puținul dumneavoastră, sfătuiți-vă cu consilierii. Vrem un ajutor și noi. Deci n-am venit... Deci ajutorul care se poate, da, în așa fel, să pune și noi căciulă la biserică. Vă mulțumesc! Da. Și nu am spus altceva. Deci chiar vă rog să, în momentul în care plecați de aici, să nu plecați cu gândul că ne-am dus și am găsit în Consiliul Local și în primar, în viceprimar, ne-am izbit ca mult cam perete. Nu. N-a spus nimeni de aici, în această sală, că nu suntem de acord să ajutăm biserică. Perfect. Am spus că, în măsura în care se poate și vom avea fonduri disponibile, așa cum am fost până acum, vom fi și de aici înainte alături de biserici. Vom fi alături de biserica de la Livez ca prioritate, poate cu sumă mai mare, dar nu vom înlătura nici pe ceilalți de lângă noi. Vedem ce se poate anul ăsta, vom vedea și anul ce urmează. Dar pentru noi și pentru mine sunt și alte priorități în comunitatea asta. Așa cum dumneavoastră spuneți că nu aveți acoperiși deasupra capului, nu putem să mă duc în fundul Văii Rele și să spun, oameni buni, sunteți condamnați o viață să mergeți prin Pârâu, să nu aveți un pod de calitate, sau să nu aveți un drum, sau să nu aveți o grădiniță la Bălăneasa, sau să nu avem o școală. Gata. Deci nu pot... Gândiți-vă și haideți să o luăm în funcție de priorități. Nu putem noi fi mai catolici decât Papa, atâta timp cât vedeți câtă bătălie este pe banul public, în Guvernul României. Discuții între președinte și guvern, discuții politice. Noi nu putem să promitem acum mare acusare că noi vom face și noi vom da toți banii comunești să terminăm biserica la Livez și celălalt... Nu, dar nu facem așa. Nu, dar asta aș vrea să se înțeleagă că vom fi alături de biserică, cum am fost și acum. Dacă vom avea 2 miliarde pentru culte anul ăsta, un miliard va veni la Livez, iar celălalt miliard îl vom împărți la toți. Pentru că considerăm că Livezul este prioritate. Și în momentul în care alții vor avea o prioritate mai mare, în anul următor vom da la ceilalți. Da? Eu sunt de acord și am făcut lucruri. Sunt creștin și eu sunt ortodox, dar vă spun, putem face lucruri imposibile. Și nu putem să facem
preferențial sau să departajăm. Și ortodoxii, și catolicii, și protestanții, și alte religii sunt concetățenii noștri și dacă au nevoie de ajutor, trebuie să fim alături. Tot la noi. Și tot la noi. Eu vă mulțumesc și ăsta a fost un lucru cuvântă. Eu vreau să închei, să plecăm toți lămuriți. Pentru noi, ca și administrație locală, este o prioritate Biserica Livezi. Deci este o prioritate. Chiar cum spunea și domnul primar, sumele dacă o să vină, o parte mai mare să meargă și restul pentru că este o urgență, să spunem așa, că chiar este o urgență. Bun. Vă mulțumim frumos. Și mă iertați dacă poate pe mine, mă iertați că poate eu să o leacă mai țipător așa. Dar situația mă face. Sunt o leacă mai aia. Vă mulțumesc frumos. Vreau și noi, el un enumerat public, domnule. Cum are toți cetățenii comunei Livezi, am și eu dreptul la enumerat public, apă și canalizare și asfalt. Ce spuneți? Sunteți de acord cu treaba asta? Eu întreb, domnule, asta ce prioritate este? Asta e prioritatea. Asta da. E prioritatea. Asta e prioritatea zero. Dacă da. Era prima prioritate, probabil asta e zero. Hai să o facem pe asta. Domnul Iremia, cunoaște tot Consiliul Local, trebuie să știi locația unde dumneavoastră locuiește. Nu de foarte mult timp, sunt ceva ani, de când s-a făcut nou plan urbanistic general. În momentul în care domnul Iremia a construit acea locuință acolo, nu era în Intravilan. Dar acum este. Acum este în Intravilan, în Comunii Livezi. Eu m-am gândit de foarte multe ori și am avut și proiect în sensul ăsta, să asfaltăm acel drum, să profităm de faptul că erau la vremea aceea niște proiecte pe fonduri europene care spunea asfaltarea drumurilor ce deservesc terenurile agricole prin, nu mai știu ce, măsura 1, 2, 5. Din păcate a căzut acel proiect. În continuare am prins pe PNDL o porțiune din acel drum, cu gândul ca la un proiect viitor să mergem mai departe. Cu siguranță, anii ce vor veni, în perioada următoare, nu pot să-i spun ca la Părintele Costic, acum spun că anul ăsta fac asfaltul până acum. Nu. Anul ăsta se va face asfalt până în pantă la Păun, conform proiectului finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Problema de extindere a iluminatului public trebuie să o discutăm. Trebuie să inițiem un proiect, dar care să aibă, să se regăsească cumva și într-o justificare, clar. Nu pot, cred că, să mă duc o justificare sau chiar în fața Consiliului Local. Bun, dânsul poate depune o cerere. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie pus acolo, trebuie să facem un proiect de extindere a iluminatului public. Trebuie chemat o firmă, dânsul are. În momentul în care și-a făcut branșament, nici măcar nu i-a dat voie să facă pe stâlp. Da. Este pe ce distanță aveți de la ultima casă până la dumneavoastră? La ultima casă până la mine este 150 metri. 50 metri, dată așa. 200 de metri. Dacă mai sunt alte construcții... Dacă mai sunt alte construcții... Deci considerăm că se justifică această extindere. Nu putem doar acum să mergem să punem numai stâlpi, niște stâlpi acolo, să fie iluminat de un de. Deci dacă ne hotărâm să facem un proiect de extindere, să-l facem și pentru viitor. Știți foarte bine cum se procedează cu extinderile astea. Le face primăria, dar le preia EON. Da. Noi cheltuim banii și EON le preia. Și ei exploatează. Noi atât rămânem cu... Când ne salută domnul Iremia, zic, băi, ne-ai băgat curent, mulțumim frumos. Așa este. Da? Dacă... Am sensibilizat cumva eu unul, spune, domnule, am locuințe, am niște, vină și fă așa, ar fi mai avantajos. El are curent, dar are curentul lui, nu putem să-i punem iluminat. El are curent, rețeaua lui tras de la ultimul stâlp, pe subteran, tras până acolo. Hai, investiția. Deci noi trebuie să justificăm. Nu am avantajat dacă noi am pune acum stâlp, putem mai avantajat. Să-i punem de cu curent, prea iluminat public. Acum vine între trei. Deci,
dumneavoastră, domnul Irmia, părerea mea că să lăsați o cerere înregistrată la primărie, ori o analiza pe video. Da. Ăla, să vedem ce posibilități de extindere avem. Da. Și să găsim o soluție. Mergem în primă fază doar cu stâlpi și să tragem un fir de la rețeaua pe care o avem deja extindă, să montăm iluminat. Și pe viitor, când se vor construi și ceva de casă, vor trebui branșamente acolo. Branșamente și toate astea, până unde fac casele, e un avantaj și pentru mine treaba asta. Și ăștia pe care mi-i puneți. Nu am... Contează asta înseamnă, ar însemna să lucrăm civilizați și cum lucrează cei mai occidentali, noi și mai avansați. Am văzut, când am fost la un schimb de experiență în Franța, nu se construia o casă până nu erau trase toate utilitățile. Da? Cam așa, deci noi începem da. Noi începem invers. Casa și după aia n-avem locul, n-avem... Exact. Deci analizăm solicitarea dumneavoastră. Mă bucur că ați venit astăzi aici, că au auzit și consilierii locali. Într-adevăr, eu... Nu că sunt... Să nu se înțeleagă că sunt împotrivă. Dar astea sunt problemele comunității. Și aia este foarte importantă, dar și astea sunt nu este, am înțeles, din proiectele care s-au făcut, nu se mai dă voie nici pe Orșa, nici pe Valea Rând, nici într-o zonă, numai în zona de acolo construită. Nu, deci nu, nu mai sunt niște reglementări, nu mai în zone ca la... Nu, de construit nu se mai dau autorizații de construire. Se dă, se dă, nu se dă, dacă e vorba de o aplicare de teren, dacă e inadabil, ce așa nu se dă. Dar, într-adevăr, acolo, zona aia va fi, se va dezvolta o localitate, asta va dezvolta și și cu siguranță vom avea în vedere pe viitor modernizarea drumului, o instalație de apă, curent electric, în momentul în care vor fi solicitate. Dacă spuneți că deja sunt trei construcții noi acolo care vor fi, probabil să facă o autorizație. Noi trebuie să dăm niște autorizații. Nu, tentative, s-au cumpărat terenul și urmează. Eu chiar vă rog să luați legătura și cu ceilalți beneficiari acolo. Depuneți o solicitare la primărie. Puteți una comună cu toți, solicitați. Apă, și vom găsi... Da? Pentru că durează... Vă rog, să-l ascultăm că... Pentru că prea mult durează discuția. Domn primar, când aveți ocazia cu un reprezentant de la firma de electricitate, veți face o analiză la fața locului și sigur... Trebuie să facem un proiect, domnul. Sigur, cu proiect, sigur. Fără proiect nu se poate, sigur. Deci, domnul, aveți un drept legal și dumneavoastră aveți face tot. Mai aveam o întrebare, domnul Mărinimea, și haideți să trecem la... Domnul viceprimar și domnul consilier, o problemă care este... Mie-mi puținul care este bugetul primăriei. Mai ajută și copiii mei. Să punem șufă pe punte și la Scăriga, să dăm drumul la, să nu mai trecem ca, ca oameni și ea. Și Poiana și Scăriga să trecem pe ceva ce mi-e. Asta chiar e prioritate, domn primar. Asta e la dumneavoastră acolo și trebuia să se limbă. Haideți ca să vă spun ca o poveste. Dar s-au spus oameni să punem șufă. Cu niște rane am lăsat un bar de șuf în poartă la dâns. La mine. Este vreo 2 ani când m-am dus acolo, nu mai era. Eu am stat în câmp. Originistul degradat în timp. M-am mirat foarte tare, dar nu mă mai mire nimic dacă ați văzut acum pe... Cum te duci la prăjoaia, au început să furi stâlpi de telegraf. O dai stâlpi de telegraf. Deci în ce țară? Deci domnul Irimia, nu ne-a spus o noutate și domnul consilier, cred că tot Consiliul Local știe. La fel și acum. Eu am avut o inițiativă să încep acea punte, după a fost comentat că de ce o fac la Scăriga și o facem la Poiana, din păcate n-am mai avut fonduri să o facem nicăieri. Am rămas cu acele picioare. Acum vreau să fac în același sat și trebuie făcută. Da. Da. Acum, unii șuf, poate șuf. Dar nu știi, l-am întrebat și dânsul, nu știi. Ca să văzești la unii șuf. Eu la 2 km, eu stau, am văzut pașele. Eu când am lăsat-o la dânsul, la dânsul în poartă, acum am lăsat-o pe bază, am zis că păzești. Eu am fost în câmpul ăla, unde am fost? Eu am văzut pașele mele, nu am văzut șufa. Da, cu gardia scoare. Da, și copiii ești de 8 ani de zile în câmp. Și aia e. Asta. Bine, dau și eu.
puteți lasă, lasă, nu credeți dumneavoastră că e atât de ușor. Ia puneți dumneavoastră să vedeți cât costă. Costă puntea. Avem proiect pentru puntea aceea acolo este făcut din 2006, făcut din fostul primar Costea. Proiect din 9 miliarde și ceva, și TVA și tot la vremea aceea ajungeam la 11 miliarde, 12, 13, nu mai știu cât. Am venit cu inițiativa aia să facem noi după aceea, că n-aveam bani. După aia am venit cu proiect cu pot, am vrut să facem pot. Și după aceea, 1, 2, 5, am venit cu măsurile și ne-am apucat. O căzut guvernul care era până la căzut și tasă. Proiectele s-au sus foarte. Marcă-i lucru fără, acum știe ce este. O căzut guvernul. Un nou proiect, o nouă finanțare să facem. Ați văzut că în fiecare an am încercat să împropim ceva. Am încercat să împropim ceva peste Tazlău provizoriu, ca să treacă lumea. Pentru că acolo, ca să înțeleagă lumea, să ați văzut nimic. În afară de Costel și familia acolo, nu trec familii, trec oameni la câmpul care își lucrează terenul și oameni care se duc la păscut cu animale. Dacă e extinderea rețelii, da? Electrice și cu extinderea asfaltului, e parcurs. Acum își ia băiatul mașina, avem de la Matale de acasă și până acasă, la Spăriga, va fi asfaltat tot. În 5 minute, ești de acasă. Te-ai învățat așa? Așa este. Vă spun, apărăbăiarele la Tazlău nu mai stau. Deci oricum ai să stai aici la Bălăneasă. La Bălăneasă o să stau. Hai să luăm lucrurile astea, să facem asfalt și tragem curentul acolo și după aia... Atunci, am luat curentul baia de parcurs? Nu știu cum să faceți cererea și unde da, faceți cererea și la copiii. Eu vă mulțumesc mă dat de lucru. Da, foarte apel tot. Părinte, puneți domnul la nu mai bine să le dați. Părinte, puneți domnul la cei. Dacă vreți să asistați, spun la scăcii, după tăi mine afară. Să nu o iubia. Și acum să vestimă, puteți la mine. Ia, mergeam să vestimă. Da, am o comasă vestimă. De acum ne-am avut comasă. Sănătate, mai bine, sănătate. Da, trecem la ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar pe anul 2016 și utilizarea sumelor pentru investiții din fondul de excedent al anului 2016 în Comuna Lidăș de Subacru în anul 2017. Da, de fapt, în acest proiect de hotărâre face referire la ceea ce am votat, de fapt, în bugetul pe anul 2016, la utilizarea sumelor din excedent. Așa, la fiecare început de an, pentru închiderea anului financiar care a fost, trezoreria solicită un document, adică o hotărâre de partea Consiliului Local, care a mai fost dat odată, pentru că noi am hotărât atât prin rectificările bugetare, cât și prin proiectul de hotărâre, începutul buget, a fost hotărât. Dar ei vor la încheierea anului financiar să spune clar că am fost de acord cu cheltuirea banilor din excedent. Exact. Din excedentul care l-am avut. Da, am trebuit un excedent de 300 și ceva de mine, care au fost cheltuiți pentru investiții la nivelul anului 2016. Urmând, deci nu sunt bani care se regăsesc. O parte din ei se regăsesc în bugetul ăsta, pentru că v-am spus, anul ăsta vom avea un excedent mai mare, de 5 mai mari. Au rămas mai mulți bani, care putem să-i folosim. Dar v-am spus, să vedem cum să nu ne blocheze, să spună, bă, dar voi aveți 5 miliarde, ei acum mai dau numai diferența. Păi sperăm să vedem ce bani vine de atunci la buget. Să sperăm că va trece bugetul azi de CSAT și așa mai se niște lucruri. Da? Dau citire proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar pe anul 2016 și utilizarea sumelor pentru investiții din fondul excedent al anului 2016 în Comuna de Județul Bacău. Articolul 1. Consiliul Local aprobă încheierea exercițiului financiar pe anul 2016 și utilizarea sumelor pentru investiții din fondul de excedent al anului 2016 în Comuna de Vez. Valoarea sumelor utilizate este de 372.271 de lei. În baza execuției bugetare s-a constatat în cursul anului 2016 la investiții executate de unitate masă, s-a utilizat în excedentul anului 2015, suma de 372.871, valoarea mai sus, justificându-se. A fost achiziționată mașină, s-a plătit la legea 165,
S-a mai plătit la SVSU o diferență de 26.720. Restul a fost achitate cu finanțarea noastră la proiectul PNDL la modernizare drumuri, dirigente de șantier, proiectare și ce s-a mai plătit pe acolo, 233.615,76 lei. Articolul 2, hotărârea adoptată va fi comunicată instituției Prefectului Județul Bacău, Administrației Județene a Finanțelor și Primarului Comunei Livezi. Da. Comisia numărul 9, favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Favorabil. Punem la vot cine este pe cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind primirea UAT municipiul Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Cine este pentru? Nu. Nu, pentru. Da, aici, datorită faptului că suntem membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru nu pentru salubrizare, pentru canalizare și apă, da? Și ca urmare a faptului că după grele bătălii Oneștiu și-a recuperat, din câte am înțeles, am o adresă aici și din partea domnului primar, care ne roagă să inițiem acest proiect și să introducem pe ordinea de zi. Cu alte cuvinte, și-au luat și și-au pus bazele unui serviciu propriu de alimentare cu apă și doresc intrarea în Asociația de Dezvoltare, în ADIM, doresc intrarea în această asociație, bineînțeles, pentru a se alinia la prețurile care se practică la nivel județean și, de ce nu, pentru a fi cuprinși, așa cum suntem cuprinși noi toate unitățile administrative membre ale asociației, într-o listă prioritară de investiții pentru viitor, în care vor putea depune proiecte pe fonduri europene și nu numai pentru refacerea infrastructurii de apă și canal sau, eu știu, pentru construirea altor rețele noi. Eu, în discuția pe care am avut-o cu domnul primar, l-am asigurat de faptul că noi vom accepta și vom fi de acord și susținem intrarea Oneștiului în această asociație. Pe noi ne leagă foarte multe lucruri de Onești, ca și comunitate, pentru că toate comunitățile de pe Valea Tazlăului și atunci cred că s-au dezvoltat în jurul orașului Onești. Așadar, propun spre aprobare Consiliul Local următorul proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIM și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Articolul 1. Se aprobă primirea UAT municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare ADIM. Articolul 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Articolul 3. Se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Articolul 4. Se acordă mandat reprezentantului Comunii Livezi în persoana primarului să voteze în ședința adunării generale în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și asociatorului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Și articolul 5. Hotărârea va fi comunicată tuturor instituțiilor abilitate. Da. Comisia. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Comisia 2. Favorabil. La fel. Și 3. Unul. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Deci cu 14 voturi în silență, aprobat. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău.
Domnule primar? Da, e un proiect de hotărâre care necesită aprobarea fiecărei unități administrative teritoriale ce este membru al ADIS. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor, atât pentru mediul urban, cât și pentru zonele rurale. Soluția recomandată pentru implementarea unui element integrat al deșeurilor la nivel județean constă în construcția celulei 2 a depozitului conform de deșeuri situat pe amplasament în municipiul Bacău, construcția unei stații de transfer și unei stații de sortare, unei stații de compostare pe amplasamentul de la Onești, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Berești-Azlău, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Berești-Ana, închiderea depozitelor neconforme din următoarele localități, Onești, Măinești, Comănești, Dărmănești, Bogna și Buguș, achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor reziduale, reciclabile și biodegradabile, achiziționarea de unități de compostare individuală, achiziționarea unui concasor pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări, integrarea proiectelor FARE și ISPA în proiectul Sistem Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău, echipament suplimentar pentru optimizarea instalațiilor de deșeuri existente. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, ceea ce a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului. Având în vedere cele anterior precedentele și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău și Asociația de Dezvoltare ADIS, înregistrată la Primăria Județului cu numărul 236 din 11.1.2017, considerăm oportun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Avem aici și actul adițional, probabil ăla la fiecare dosar de ședință. Am avut, domnii consilieri, timp să-l studieze. Deci vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind, pentru aprobarea adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Articolul 1 se aprobă actul adițional, numărul 2. Articolul 2 se împuternicește primarul Comunei Livezi să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide Județul Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliul Județean, unității de ca și unitate de implementare a proiectului, Asociației ADIS, prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Sătorul, proiectul primarul Comunei Livezi. Da. Comisia numărul 1, adinează favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. La fel și 3. Supunem la vot. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Sau ce nu cineva? Cu 14 voturi pentru... Deci, nu am stat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Livez la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instituțiilor de deșeuri municipale, instalațiilor de deșeuri municipale Județul Bacău. Da, la fel are legătură cu un omers sau o desfășurare a activităților în cadrul ADIS și pentru faptul că reprezentantul comunității noastre trebuie să primească mandat clar pentru acest punct. Adică, prin hotărârea numărul 4 din 28.2.2014, Consiliul Local al Comunei Livezi a mandatat pe Crăciun Giurni să voteze, primarul Comunei Livezi să voteze în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare Bacău. Dar e necesar și un proiect de hotărâre care să mandateze reprezentantul
poate să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale Bacău. Operațiune pe care o așteptăm de ceva timp, care tot a fost blocată de nenumărată. Vă spun asta din culițele Adisului, pentru că sunt membru în comitetul director și cunosc desfășurarea acestor evenimente. Mai mult decât atât, e necesară o nouă comisie, pentru că oamenii din cadrul Adisului au plecat, nu mai sunt și comisia trebuie reînnoită. Deci, propun Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre menționat, care la articolul 1 spune, se mandatează primarul Crăciun Gioni, reprezentantul Consiliului Local al Oatei Livezi, în adunarea generală a Asociației de Dotare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Articolul 2, cu data adoptării prezentei hotărâri. Articolul 4, din hotărârea Consiliului Local Livezi numărul 4, se abrogă. Da? Și articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată primarului, Asociației de Dezvoltare Adis, prefectului, persoanei desemnate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Comisia numărul 1? Comisia numărul 1 avizează favorabil. Favorabil. La fel. Cine este pentru? Vă rog frumos. Este cineva împotrivă sau nu? Deci, 14 voturi. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2017. Da. La acest proiect, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, taxa pentru... Noi ne încadrăm în comunități cu o populație de la 5 la 10.000. Această taxă nu a fost modificată, ea va rămâne în continuare de 2.500 de lei pe an. Și propun spre aprobare respectivul proiect de hotărâre în care aprobăm. Se aprobă cotizația la articolul 1, cotizația anuală la patrimoniul Asociației Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău oferită anului 2017 în cuantum de 2.500 de lei pentru Comuna Livezi, județul Bacău. Articolul 2, se mandatează primarul Comunei Livezi, având în calitate reprezentant al unității administrative teritoriale, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Adică să votăm și pentru în adunarea generală. Celelalte taxe la celelalte unități administrative. Articolul 3, în cazul în care, din motive obiective, primarul unității administrative teritoriale nu poate participa la lucrările ședințelor AGA Adis. Este foarte bine că am prins acest articol. Nu? Da. Acesta poate fi înlocuit de domnul viceprimar Echim Sorin, având funcția de viceprimar în Comuna Livezi, județul Bacău și calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și împuternicii să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Da, e foarte bine și... M-am gândit la varianta. Articolul 4, plata sumei prevăzute la articolul 1 se va efectua în termen de 20 zile la data prezentă. Asta am prins-o mai așa, nu am dat. De regulă, s-o achităm la toți oameni. Am achitat în fiecare an, suntem la zi, nu avem datorii restante. Da. Asta este proiectul de hotărâre. Comisia numărul 1? Aviz favorabil la... Comisia 2? Favorabil. Favorabil. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza Comunei Livezi, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018. Domnule primar. Da, prin adresa numărul 283-2017, înregistrată la primăria Livezi, sub numărul 307-2017, inspectoratul școlar județean Bacău ne comunică faptul că în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, Consiliul Local trebuie să aprobe rețeaua unităților de învățământ pe teritoriul administrativ al Comunei Livezi,
În colaborare cu conducerea unității de învățământ, s-a stabilit rețeaua școlară astfel. Școala gimnazială numărul 1, personalitate juridică, având arondate următoarele structuri. Școala gimnazială Poiana, școala primară Orșa, școala primară numărul 2 Livez, școala primară numărul 1 Bărăneasa, școala primară sat Brăjoaia, școala primară sat Scăriga, grădinița cu program normal numărul 2 Livez, grădinița cu program normal numărul 1 Bărăneasa, grădinița cu program normal numărul 2 Bălăneasa, grădinița cu program normal Orșa, grădinița cu program normal Scăriga, grădinița cu program normal Prăjoaia, grădinița cu program normal și grădinița cu program normal Poiana. Da, în conformitate cu articolul 61 alineatul 2 din Legea Educației Naționale, numărul 1 pe 2011, cu modificări și completările ulterioare, rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular pe universitate se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Față de cele mai sus arătate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pe raza Comunei Livez pentru anul 2017-2018, așa cum a fost prezentat. Da. Comisia de urmă? Aviz favorabil. Favorabil. Mulțumim. Mulțumim. Supunem la voce. Este pentru? Este pentru? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate conform adresei ADIM. Da, aici ne-am mai prins un pic cu reechilibru, nu domnul secretar, când am făcut acest proiect de hotărâre. Pentru că nu erau hotărâți cei de la ADIP ce doreau, trebuie tot felul de adrese. Da, dar până la urmă am dedus faptul că era vorba de fapt de ajustarea conform modificărilor aduse TVA-ului, da? Deci de la 20% la 19%. Deci, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, precum și pentru asigurarea conformării cu cerințele legislației în vigoare, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în formă în care v-a fost prezentată în comisii. Deci, deocamdată aici sunt niște tarife care nu ne privesc pe noi, ne fiind cu sistemul de alimentare centralizat și predat către ADIM. Îl vom preda atunci când vom face și canalizarea. Nu vom mai avea după ce luăm bani. Da. Deci, propunem spre aprobare. Propun spre aprobare votarea proiectului de hotărâre în forma care v-a fost prezentată. Pentru că sunt niște grafice, nu mai dau citire acum acestor. Cât era în 2016, cât e acum. Da, cât în 2016, cât este modificată. Da? Așa pentru cultura noastră generală, apă potabilă produsă și transportată și distribuire pentru întreaga arie de operare. A fost valabilă până la 31.12 3,78 lei, nu? Și începând cu 1.1.2017, 3,47 lei sau cât de rămâne, nu? Da. Apă potabilă produsă, transportată și... Deci, până la urmă, îi mai spun tot că la noi. Noi avem cu 2,50 lei. Mai bine. Da, comisia. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Favorabil. Și 3. Domnul Guri. Favorabil. Da, e favorabil. Da, și până la urmă cine este pentru? Cine este pentru? Vă domnul Guri. Da. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local conform legii numărul 416 din 2001, modificată și completată, care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante și beneficiare de ajutor social în Comuna Livez, județul Bacău, în anul 2017. Domnule primar. Da, aici este vorba despre actualizarea pe care o facem an de an a programului de acțiuni și lucrări ce va fi executat cu beneficiarii venitului minim garantat.
Așa, nu știu cum ați observat dumneavoastră, dar în ultima perioadă a anului 2016, începutul anului 2017, ne-am propus ca, eu știu, rigorile legii să fie respectate, da, și să îi facem pe acești beneficiari, care, bineînțeles, sunt persoane cu probleme din comunitatea noastră, să fie cumva mai responsabili în respectarea legii, pentru că, până la urma urmei, acești bănuți pe care îi încasează sunt din bugetul țării și sunt bani cu care, sau bani care ar trebui să, cu care ar trebui să se mai facă ceva până la urma urmei. Și de ce nu să îi folosim cum se cuvine și pentru a aduce un plus de imagine, un plus de imagine comunității noastre. Deci ați văzut, lună de lună i-am scos la aceste lucrări, conform programului pe care l-am avut aprobat în 2016. Cu siguranță așa vom proceda și de aici încolo, conform programului aprobat astăzi. Ei au crezut așa că e un fel de glumă. Nu mai putem glumi, nu mai pot să-mi permit să semnez dispoziții de plată de 500 de milioane lună de lună, fără a exista un pontaj în spate, fără a exista responsabilitate din partea acestor cetățeni, care, de ce să nu spunem, au cam tratat așa cu indiferență, au crezut că acei bani e dreptul lor să ridice, fără să presteze nicio oră în folosul comunității. Ne-am hotărât, dacă până acum îi luam la zile, hai că a venit două, trei zile și a făcut. Nu, acum o să-i pontăm exact la oră, pentru că ne-am dat seama că sunt familii care au câte 70 de ore, ei vineau două zile câte două ore, și spuneau că și-au făcut treaba. Nu e chiar așa, adică și erau poate persoane care din bun simț și cu probleme nu ajungeau la primărie să-și întocmească un dosar de ajutor social și acei oameni erau cumva defavorizați. Dovadă că în luna decembrie s-au trezit cu surpriza de a fi sistate 44 de dosare de ajutor social pentru noi prezența la... Suspendat. Au fost suspendate. Au crezut că glumim. Au fost repuse 24, 20 au rămas, au crezut că ne jucăm și luna ianuarie la fel, nu s-au prezentat. Există posibilitatea în 3 luni de zile să vină să-și, ca să poată fi repuși. După 3 suspendări la rând, deja dosarul încetează, urmând o perioadă de 6 luni, după care ar putea să depună din nou un dosar de ajutor social. Adică vreau să fim cu toții solidari sau, eu știu, să vorbim același lucru, pentru că vorbim de niște bani care, cu care, eu știu, țara asta ar putea să facă altceva, sau comunitatea noastră ar putea să facă altceva. Deci v-am dat un exemplu, în fiecare lună, plata ajutorului social înseamnă 500 de milioane de lei vechi, adică 50.000 de lei, bani care se duc în altă parte. V-am spus, nu e nicio problemă să se ducă cei care au nevoie de ei să-i folosească, dar comunitatea trebuie să înțeleagă ceva prin munca pe care o prestează. Avem aici planul de acțiuni și lucrări de interes local, care a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolului 29, alineatul 1 și 2, litera A și alineatul 3 din legea numărul 416/2001. Și noi avem, ne-am propus aici mai multe obiective și acțiunile și măsurile pe care ar trebui să le întreprindă beneficiarii. Avem lucrări de întreținere în cinta curților, instituțiilor publice din Comuna Livezi. Primărie, dispensar, instituție religioasă, școli, grădinițe, poștă, târg săptămânal și așa mai departe. Acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă, îndepărtarea resturilor vegetale, mărăcinilor, gunoaiul, întreținerea acostamentelor, vopsire, repararea gardurilor, etc. Lucrări care se vor face permanent, responsabilul de mediu împreună cu domnul viceprimar. Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene și pe DN11, de pe raza Comunei Livezi, în intravilanul și extravilanul localității. Aici, îndepărtarea mâinilor și altor resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei reziduale din ploi, zăpezi, curățarea șanțelor și așa mai departe. Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale pe raza Comunei Livezi, prin îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și manuale, îndepărtarea materialelor, împrăștierea materialelor antiderapante și așa mai departe. Curăție, lucrări de curățire manuală a albeilor râurilor, curailor și a râului Tazlău,
prin îndepărtarea vegetației specifice crescute în Albia Purăun, îndepărtarea gunoailor depozitate în aceste zone de colmătate, de colmatare, săpături manuale, etc. Întreținerea târgului săptămânal, colectarea selectivă a deșeurilor din materiale reciclabile, lucrări manuale de strângere a deșeurilor, curățarea de mărăcinișuri, resturi vegetale, etc. și asigurarea transferului acestea în locuri special amenajate, precum și întreținerea Albiei Purăului din afara târgului săptămânal. Lucrări de eliminare a depozitelor de gunoi neconforme de pe raza comunei Livez. Colectarea selectivă a deșeurilor de materiale reciclabile, a deșeurilor solide, rezultate în urma demolărilor, lucrări manuale de eliminare a depozitării necontrolate a gunoailor și resturilor menajere. 7. Lucrări de înfrumusețare pe DN11 în perimetrul satelor întinse de-a lungul șoselei Orșa Livez Bălăneasa. Curățarea de mărăcinișuri, resturi vegetale și transferul acestora în locuri speciale amenajate de pe acostamente. Tăiat iarbă, curățat șanțuri, reparații gard, plantare de pom fructifere, arbuști, flori și vărurirea tuturor pomilor existenți. Bineînțeles, cu materiale puse la dispoziție de către noi. Am venit cu varul de acasă. Lucrări de refacere a suprafețelor din domeniul public al urmare al unei cărări de teren. Aici pot participa la lucrări de împădurire și refacerea terasamentelor cu puieți. Nu. Poftim? Nu avem voie. Nu avem voie să facem. Lucrări de împădurire și refacerea terasamentelor cu puieți proveniți din pepiniere silvice sau din regenerări naturale în zonele din cu alunecări de teren sau în izlazurile comunale cu alunecări de teren sau în domeniul public și privat al comunii. Curățarea izvoarelor a fântânilor publice, a sistemului de alimentare cu apă potabilă cu un lucrări de curățire a izvoarelor publice, a rețelei de alimentare comunală, precum și igienizarea periodică a spațiilor de captare a apei potabile și la bazinele de colectare. Bineînțeles, aici sunt direct la supraveghere și nu putem să lăsăm singur pe acolo, mai de fac alte surprize. Da. Lucrări de întreținere și curățare a șanțurilor, podurilor și podițelor din comună, precum și lucrări de întreținere și balastare a drumurilor comunale. Pot fi folosiți, duci balastul să așeze, să nu crește. Curățarea șanțurilor, descurgerea apei, rezultate din ploi, zăpezi, depărtarea mărăcinișilor, noi, întreținerea postamentului, etc. Iar plantare de arbuști, ornamental, flori și plon fructiferi. Lucrări de întreținere în cinta curților, instituțiilor publice din comuna Livez. Alte activități de interes și utilitate publică. Asigurarea depozitelor de combustibil solid, lemn pentru foc încărcat și descărcat la primărie și școli, tăierea și depozitarea în magazinele de lemn, intervenții ocazionale în producerea unor fenomene naturale, ploi, torențiale, vânt puternic, incendii, inundații, cutremure, etc. Lucrări de întreținere și îngrijirea terenurilor cu destinație sportivă, aparținătoare primărie și asociații sportive Bicolea Livez. Îndepărtarea resturilor vegetale, nivelarea terenului mușuroa, îngrijirea terenului, cositul și îndepărtarea gazului. Acum, dacă sunt și alte... Domnul, mai câte e dosare de asociația? 125. Da, dar... Care a rămas? 125, dar care sunt jur de 500 de persoane în aceste dosare. Exact. Deci un dosar înseamnă o familie cu 4, 5, 3, 2, 1... Deci, dacă v-aș întreba așa, ridic o familie fără venit cu 3 persoane. Adică 4, o familie cu 4 membri. Ar putea să vă spun mai exact doamna de la asistență socială, dar o familie cu 4... Deci venitul minim este undeva la 130 și ceva de lei de persoane. Da? Ori 4 persoane, undeva la 500 și ceva de lei. Adică. Plus alte beneficii. Asigurare pe locuință, asigurare medicală, da? Plus pachetele de la Uniunea Europeană. Da? Dar în acea familie sunt 4 ajutoare sociale, da? Sunt 2 copii. Mai sunt încă 2 ASF-uri, 2 alocații, care și acelea înseamnă tot ajutor social. Da? Ia să mai ridică și acolo o sumă. Alocația copilului, ajutor de încălzire a locuinței. Deci o familie cu 4 persoane ridică undeva la 13 milioane pe lună. Cu toate... Mai mult decât salariații noștri. Când îl chem la treabă la ori, cum face? Nu mai vin. Ei au depus și acum urmează să facem din nou să prezentăm acest plan de acțiuni. După ce din asta veți apuca. Și obligațiile lor. Reprezentăm obligațiilor care sunt extrase din legi. Ei dau o declarație pe propriul răspundere cu luat, nu mai știu de ce a fost aici. Și în fiecare lună, între 1 și 20 ale lunii, trebuie să fie o suspensă orele. Plus de asta, să-și aducă pe venit în orașul Manș, sau nu știu ce fiecare din legi. Dar vă spun, într-o familie cu 5 persoane, dar doar și 3 copii la școală, sunt undeva până în 15 milioane de lei. Nu, pentru că nu mai creează.
Domnul primar. Dacă dați voi, domnul primar. Dacă ei sunt 5 într-o casă, posibil toți 5 să ia ajutor social? Da. Dar nu se aceeași familie. Păi nu, și cum poți să mai primească și ăia? E ajutor social de familie. E social de fiecare persoană să aibă 1.050.000. Da, nu ia capul la lucrație, nu se mai ia capul și nu. Avem dosare care sunt o persoană. Avem 7 persoane, avem 25. Bravo, proiect de hotărâre privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Livezi. Domnule primar? Da, a mai fost odată supus un astfel de proiect de hotărâre, dar... Noi n-am înțeles de ce nu s-au aprobat atunci. Că, practic, în documente așa scria, doi reprezentanți. Pentru că era Dumnezeu să le domnierea, era domnul primar și domnul Lungă. Așa au fost. Nu intrăm pe un alt teren aici. Consilierii juridici au considerat altceva, au spus că suntem de un alt grad și da, se poate și cu un singur. Nu, suntem, nu. Sunt două posibilități. Dacă școala are un număr de elevi, se poate cu unul, dacă are un număr mai mare cu unul în plus, trebuie neapărat doi reprezentanți. Doi reprezentanți. Nu cred că asta este o problemă, să fie doi reprezentanți. Deci pentru, până urmă, oamenii aceia, dacă ei fac ședința mâine, un consilier local care e aici plecat nu știu pe unde. Adică e o acțiune care nu este remunerată. Onorific. Dar dacă așa cere legislația, noi așa facem, nu e niciun fel de problemă să se ia decizia cu doi reprezentanți din partea Consiliului Local. Pentru asta va trebui să propuneți din partea Consiliului Local cel doilea membru. Unul dintre membri este domnul viceprimar, reprezentantul Consiliului Local. Propuneți un al doilea membru și... Da, cine îi propune? Da, domnul consilier. Propun pe Ani Nelu. Deci, ca să știți și condițiile pe care le-am mai discutat, avea niște condiții de incompatibilitate. Știți foarte bine că au fost profesori în cadrul școlii, dacă au și copii la școală, nu au voie. La fel și consilierii locali. Dacă ai copil în cadrul școlii, nu ai voie să iei decizii care privesc... Făcând parte din Comisia de Învățământ, Cultură și Culturi, vreau să-l propun pe domnul Neculae Lungu, pentru că ar fi bine ca să fie din comisia respectivă o persoană, cel mai indicată. Asta era. Nu pot să propun eu fac, dar și de copil la școală. Deci vreau să spun domnilor consilieri, în acest moment, mai există propuneri? De acest moment, eu mă voi retrage împreună cu domnul președinte de ședință, în biroul meu, vom întocmi buletinele de vot. Acest cu vot secret? Da. Dar nu-i ciudare, nu-i persoană, nu cum adică. Dar nu există așa ceva. Dar așa face. Asta e un motiv? Așa face. N-am înțeles doar cu astea. Dar așa scrie lege. Da? Deci cele două propuneri. Prima propunere are Ionel, a doua lungă Nicolae. Da. Acest buletin de vot cu două propuneri. Dacă sunteți de acord, o să ne ajute pe domnul președinte de ședință la numărat. Tot. E comisia de văzut. Cu Siop Ionel și cu Talabanare. Cei tineri care au fost și la mâine. Sunteți de acord? Da. Da. Deci, trei, da? Nu, nu, nu. Comisia de validare. Suntem la comisia. A, la validare. Da. Da. Bun. O să trec atunci cu domnul președinte. O să rog pe domnul viceprimar dacă vrea să ne ajute. Ridicați dumneavoastră. O să ridicați dumneavoastră aia. Da. Păi la urmă, cred că o să vă spun. Thank you.
cartier ce era. Nu poți să vezi la Lina, alături? Ședința a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare. Ne vedem în luna următoare.